Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care ascultă predici. Amin. Amin. Dar Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei care le predică. Amin. Mă bucur că a zis amin și a doua oară. Mă bucur să fiu în această seară în Biserica Poarta Cerului. O biserică extrem de deosebită din cel puțin două motive. Deosebită din cauza muzicii deosebite pe care aveți aici. Și deosebită din cauza păstorului dumneavoastră care încurajează pe cei care urmează să predice. Mă amintesc că în urmă cu ani de zile când am început să predic, eram într-o biserică și uitându-mă în Biblie, uitându-mă în schiță, parcă nu mai îmi găseam nici gândurile, nici schița, nu mai găseam nimic. Și un frate care era acolo în biserică, dorind să mă încurajeze, a început să spună în felul următor: Doamne, dă-i ușă, zice. Eu m-am uitat la el, m-am uitat în schiță și parcă acum nu mai vedeam nimic. O spus a doua oară: Doamne, dă-i ușă. M-am uitat la el, m-am uitat la ușă, m-am uitat în scriptură. A treia oară a zis: Doamne, dă-i ușă de cuvânt. Atunci am înțeles. În această seară am venit din partea lui Dumnezeu cu un mesaj. Un mesaj care mă rog ca Dumnezeu să-l actualizeze în viața dumneavoastră. Amin? Amin. Vă invit să deschideți scripturile la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 20. Un text extrem de cunoscut, pe care cu siguranță l-ați auzit predicat de multe ori și îl veți auzi și în seara asta încă o dată. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând de la versetul 7, până la versetul 12. În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbirii a lui Pavel, biruit de somn. A căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat, mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâine, a cinat și a mai vorbit multă vreme, până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Și fie ca acest Dumnezeu al mângâierii să vă mânghe și pe dumneavoastră în seara aceasta. Amin. Când am început să predic, bunica mea, o femeie tare înțeleaptă, mi-a spus o poveste. Marius mi-a zis ea: vreau să zic o poveste, povestea unui tânăr. Era odată un tânăr, a spus ea, într-o biserică care vrea și el mult să predice. Dar el vrea să predice ca să arate lumii că și el știe predica. Era un tânăr tare mândru. Și s-a tot rugat de oamenii care erau acolo în față: lăsați-mă și pe mine să predic, a zis el. Până când într-o zi oamenii l-au lăsat. Și în timp ce urca, tânărul acesta spre amvon urca cu capul ridicat ca tot să-l vadă că el urcă la amvon ca să predice. Și a ajuns acolo în față și nu mai găsit nimic. Nu și-a mai găsit nici cuvinte, nu mai găsit nici versete, nu a găsit nici cărți din Scriptură, nu mai găsit nimic. Au spus amin și au coborât jos. Dar când a coborât, n-a coborât cu capul ridicat, ci a coborât cu capul plecat așa, smerit, uitându-se la pantofii lui tot până a ajuns la locul lui. Când s-a pus jos, o femeie în vârstă care era lângă el a spus în felul următor: auzi, tinere, nu te supăra pe mine, au zis ea, că zic, dacă te-ai fi urcat cum ai coborât, poate te coborai, au zis ea, cum ai urcat. Bunica mi-a zis în felul următor: mai ales când o să urci la amvon, să nu uiți niciodată să pleci capul, pentru că dacă e cineva care poate să facă ceva, acela nu ești tu, ci Dumnezeu prin tine, gloria lui. În această seară, dacă așteptați ceva de la mine, poate veți fi dezamăgiți. Dar dacă așteptați ceva de la Dumnezeul meu, Dumnezeul meu nu dezamăgește pe nimeni. De aceea aș vrea să plec capul în rugăciune și să mă rog și vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați în picioare și să-mi permiteți să rostesc această rugăciune. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta în această seară, în Biserica Poarta Cerului. Știm, Doamne, că nu prin noi și nu nouă, nu numelui nostru vrem slavă, Doamne, ci numelui Tău, glorie Ție. O, Tu ești un Dumnezeu măreț, ești un Dumnezeu atotputernic, Tu ești un Dumnezeu atotștiutor, ești un Dumnezeu omniprezent, ești un Dumnezeu omnipotent, adică poți să faci toate lucrurile și noi suntem, Doamne,
țărână trecătoare, un abur care se arată puțin tăr. Nu nouă, Doamne, ci numelui Tău vrem să dăm slavă în această seară. Doamne, mă rog în această seară pentru mine, eu, slujitorul Tău. Lasă, Doamne, peste mine Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, lasă peste mine ungerea Duhului Tău cel Sfânt, care ne învață toate lucrurile. Lasă peste mine călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, lasă peste mine lumină din partea Ta, ca să pot să pricep Scriptura. Lasă peste mine putere ca să pot predica, așa cum ai predicat Tu Scriptura cu putere. Numele Tău, mă rog în această seară, Dumnezeule, vrem ca numele Tău să fie vestit cu noi, între noi cu putere. Doamne, dar mă rog și pentru cei care vor asculta predica. Doamne, fie ca orice fel de piedică care în sufletul lor, poate în inima lor, în duhul lor, să fie dat la o parte. Dacă cineva a venit aici supărat, Doamne, și poate de supărare, nu se poate gândi la altceva decât la problema lui. O mă rog în această seară, Dumnezeule, Tu care cunoști toate, vorbește-i Tu, Doamne. Vorbește-i Tu așa cum ai vorbit lui Ilie acolo în peșteră, că Tu știi, Doamne, cum să vorbești. Doamne, dacă cineva a venit în această seară fără putere spirituală, a spus, Doamne, m-am târât până aici spiritual în casa Ta și am nevoie să mă întărești. O, Dumnezeule, Tu care ești un Dumnezeu care ești puternic, dă-ne Tu din puterea Ta în această seară. Dă-ne Tu din puterea Ta. Doamne, dacă cineva a venit fără credință în această seară, mă rog, dă-ne Tu credință să putem crede în continuare. O, dacă cineva a venit cu problema lui, Doamne, și oamenii au spus că problema lui nu mai poate fi rezolvat. Doamne, Tu știm, Dumnezeule, că ești un Dumnezeu care rezolvi probleme. Rezolvi probleme și mai ales pe cele imposibile, căci nimic nu este imposibil Ție. Dacă cineva a venit cu păcatul lui în această seară, Dumnezeule, noi nu putem da iertarea. Dar îți mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu care poți să dai iertarea, glorie Ție. Pentru că în urmă cu 2000 de ani pe o cruci, într-o zi de vineri, Tu ți-ai întins brațele Tale și ai murit pentru noi. Sângele Tău a curs pe fiecare în parte și ne-a albit, Doamne, haina noastră. A făcut-o albă ca zăpadă din roșie ce era, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu viu. O, glorie Ție. Îți mulțumesc că în această seară vei vorbi. Repet din nou, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dăm slavă. Îți mulțumesc că vi face mult mai mult decât ți-am putut noi cere și am știut să cerem, căci în numele Duhului m-am rugat, în numele Fiului și în numele Tău, Tată. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vreau să încep în această seară predica mea cu o întrebare și întrebarea este în felul următor. Dacă ar fi să vă întreb, v-aș întreba următorul lucru. Ce fel de veste a fost ultima veste sau ultimile vești pe care le-ați auzit? Cu siguranță, dacă ar fi să vă întreb pe fiecare în parte, cei mai mulți dintre dumneavoastră a spune, o, frate Marius, ultima veste sau ultimile vești pe care le-am auzit au fost vești rele. Așa de rar se mai întâmplă astăzi să auzi câte o veste bună. Ne-am și obișnuit deja cu vești rele. Am un prieten care de fiecare dată când venea să-mi dea de veste ceva, zicea felul următor, auzi, Marius, vreau să-ți dau două vești. Una e rea și una e foarte rea. Pe care vrei să o auzi prima dată, zicea. Trăim într-o lume în care veștile rele sunt peste tot. Pentru că lumea în care trăim noi este o lume caracterizată de dezastru. Oamenii se așteaptă ca lucrurile rele, nenorociri să se întâmple. Dacă cumva sună telefonul după miezul nopții, care e primul lucru la care te gândești? Oare ce nenorocire să mai fi întâmplat? Trăim într-o lume caracterizată de dezastru, de nenorociri, de exemplu, un dezastru economic, o vreme de criză, tot vorbindu-se despre criză. Și sunt atâția care și predică despre ea în această seară, n-am de gând să predic despre ea. Dar un prieten de-a meu zicea în felul următor, dacă o să se mai vorbească mult despre criză și în familiile noastre, copiii repetând cuvintele pe care le aud de la părinții lor, primul cuvânt pe care o să-l zică copiii când o să învețe să vorbească, nu o să fie mama și tată, zice el, o să fie cuvântul ăsta. Criză. Criză din toate părțile. Trăim o vreme de dezastru economic, dezastru politic, nu? Oameni care dau vina unul pe altul, ei trebuie să facă mai mult decât noi. Trăim o vreme de dezastru ecologic, nu? Oamenii spun că dacă o să mai trăiască acest pământ, încă mult, mult timp o să fim loviți de o cometă, ba nu o să fim loviți de o cometă, ba să sfârșește pământul, ba nu se sfârșește că au greșit calendarele cei care le-au făcut când au calculat. Dezastru ecologic. Trăim o vreme de dezastru nuclear. Oamenii se urcă cu frică în avioane, unii dintre ei. Mă amintesc că am văzut la un moment dat în țărișoara noastră mică un reportaj despre un om care trecând pe lângă un magazin a văzut că în fața unui magazin era o valiză.
El care probabil s-a uitat la prea multe filme cu teroriști, în mintea lui s-a gândit cu siguranță, în acea valiză e o bombă, a zis el. A pus de repede mâna pe telefon, a sunat, au venit oameni aceia echipați special ca să manevreze bombele, cu mare distanță a luat acea valiză, a dus-o undeva într-un loc izolat de acolo, cu mare grijă, cu un braț mecanic, au desfăcut-o ca să găsească, nea știți ce? Aer. Nu era nimic acolo. Dar oamenii trăind în această lume a crizei și-au pierdut pacea. Dar cel mai mare dezastru din toate aceste tipuri de dezastru economic, politic, social, ecologic, nuclear, cel mai mare dezastru, știți care dezastru este? E dezastru moral. Privind la știri, îți dai seama că oamenii au reușit parțial să facă ceea ce și-au propus, și anume să-L scoată pe Dumnezeu afară din legile lor. Să scoată pe Dumnezeu afară din casele lor, să scoată pe Dumnezeu afară din școli, să scoată pe Dumnezeu afară ori de unde a fost pus el și a fost pus o fundație creștină. Vrem ca legile, vrem ca valorile creștine să nu mai fie între noi. Privind la știri îți dai seama că poți, dacă vrei să te îngrojești, doar să dai drumul la cele știri. După care, după toate cele vești rele, să spună o prezentatoare cu zâmbetul pe buze, să aveți o noapte bună. Noapte bună am să încerc să am. Nu știu dacă o să reușesc, mă gândesc de fiecare dată, dar o să încerc. A cel mai mare dezastru și cea mai mare problemă, știți care este? E problema noastră. Ai vrea să vă zic un lucru. Dacă 100 de oameni își pierd locul de muncă, nu te doare așa de tare ca și cum ți-ai pierde tu locul de muncă. Dacă 100 de oameni îți jefuiți, nu te doare așa de tare ca și cum cineva apropiat de lângă tine, poate fiul tău sau cineva își jefuiți. Dacă 100 de oameni se îmbolnăvesc, nu suferi așa mult ca și cum te-ai îmbolnăvit tu sau un copil al tău sau cineva apropiat ție. Pentru că cea mai mare problemă nu sunt problemele astea pe care le-am amintit. Cea mai mare problemă e problema mea. E dezastru meu, dezastru în care sunt eu. Poate am zis și data trecută, dar o să mai repet că am zis anul trecut când am fost aici la dumneavoastră, probabil l-ați uitat. Mă tot gândeam când eram copil, oare oamenii ăștia despre care citesc în Scriptură, oare oamenii ăștia nu au probleme, parcă viața lor pare așa de roz. Parcă lor toate lucrurile lor merg bine. Oare Pavel, oare Petru, oare ceilalți apostoli, oare Iacov, oare Ioan. Ei nu au avut probleme niciodată. Oare tu, Iisuse Hristoase, mă gândeam în mintea mea de copil. Tu n-ai avut probleme niciodată, că parcă noi atât de multe probleme avem. Am găsit un verset despre Iisus, spus de profetul Isaia cu 700 de ani înainte. Dumnezeu îi se arată ce o să fie. Știți cum îl vede Isaia? Un om al durerii obișnuit cu suferință. Iisus Hristos, împăratul nostru, să știți că a fost obișnuit cu suferință. Obișnuit cu greu, obișnuit cu problemele, obișnuit cu lucrurile dificile în viață, cu dezastre care se întâmplă tuturor. Nu avem cum să trăim o viață fără probleme. Dar putem învăța să avem atitudinea potrivită atunci când avem probleme. Doamne ajută-ne! Vedeți? Testul problemelor sau testul acesta al suferinței e cel mai bun test să vezi dacă un om e creștin cu adevărat sau nu e creștin cu adevărat. Să vezi dacă un om are credință sau nu are credință. Richard Wurmbrand, unul din mari creștini români, un om care a suferit mult pentru Dumnezeu, a spus în felul următor: credința noastră e ca și un pod, un pod între om și Dumnezeu. Îți dai seama cât de rezistent e acest pod atunci când ceva trebuie să treacă peste el. Dacă treci o pisică, zicea Wurmbrand, peste un pod, asta nu înseamnă că podul ăla e rezistent. Trebuie să treacă ceva greu. Trebuie să treacă suferința. De multe ori când vine suferința în viața noastră, exact asta se întâmplă. Podul credinței noastre e testat, legătura noastră cu Dumnezeu. Când trece suferința fizică pe acolo, când trece poate o suferință financiară, o suferință sentimentală, poate o altă problemă, o altă circunstanță tragică, atunci îți este testată credința ta. Cu alte cuvinte, îți dai seama ce fel de creștin este cineva în funcție de ceea ce face el în mijlocul problemelor sau în mijlocul dezastrului. Și acesta e și titlul predicii mele în această seară. Ce face creștinul în mijlocul dezastrului? Pentru că felul în care te comporți tu în mijlocul problemei arată ce fel de creștin ești. Am să repet încă o dată. Ce fel de comportament ai tu în mijlocul problemelor tale, în mijlocul suferințelor tale, arată ce fel de creștin ești. Ce face creștinul în mijlocul dezastrului? Până aici a fost introducerea predicii, dar acum urmează restul. Era duminică, era liniște. Duminică e o zi tare deosebită, e mult mai deosebită ca alte zile. Era duminică într-o. Mă amintesc când eram copil, îmi zicea mama, mie și fratele meu, măcar duminica fiți și voi cuminți. Măcar acum nu vă bate, zice.
că la Iisus nu-i place. N-am spus niciodată vorba aceasta. Duminica, zicea cineva, totul e mai liniște. Nici mașini nu sunt așa multe. Poate de ce nu prea mulți merg la biserică. Duminica, spunea un prieten meu la noi în sat, parcă nici câinii nu le atrag așa tare. Așa de liniște duminica, o zi deosebită. Era duminică într-o oră și toți erau prezenți la biserică. Era evangelizare. Vine un mare evanghelist între noi, zis frații din Troa, vine Pavel, omul lui Dumnezeu. Pavel avea o reclamă extraordinară, Biblia zice despre el că a fost răpit până în al treilea cer și Dumnezeu l-a și-o dus înapoi ca să predice. Cum să nu mergi să-l asculti pe Pavel? Toți au mers acolo. Biblia zice că în locul acela erau multe lumini, adică lumânări. Dar acolo vreau să vă zic că era și o lumină spirituală, era cuvântul lui Dumnezeu. Era biserica din Troa care era lumina, era lumina lumii acolo în mijlocul acelui întuneric moral. Și zice Biblia că la acea biserică, la acea seară de evangelizare, așa cum ați venit și dumneavoastră în seara aceasta, poate, la biserică, a venit un tânăr. Numele lui era Eutich. Acum, când frații predică despre Eutich, ar vrea să vă zic că Eutich n-are o reputație deloc bună în predicile fraților. Frații predică despre ele. Eutich e tânărul care stă cu ureche în lume, cu ureche în biserică, stă cu un picior în lume, cu un picior în biserică, cu o mână îi pun... cu o mână cântă în fanfară, cu o mână stă în lume. E omul care e împărțit în două. Eutich e tânărul care moare cum e mai rău să mori, tânăr și în circunstanțe ciudate. Vedeți? Eutich, zic oamenii, e vinovat. S-a spus el acolo să doarmă. Să doarmă pe acea fereastră sus și să n-asculte predică. Apoi sunt unii care zic, de vină-i Pavel. Vezi, frate, mai rău, zic cineva, ce se întâmplă când oamenii predică prea lung? Tu să nu predici niciodată lung. Uneori oamenii când au ascultă predici lungi, nu doar că se plictisesc, a zis omul acesta către mine, e și mor de plictiseală. Asta e cazul cel mai clar. Desigur, oamenii care zic asta, nu le plac predicile lungi. De fapt, nu le plac nici alea scurte. Lor nu le plac predicile. Vreau să vă spun, biserică, poarta cerului, că Pavel nu trebuie condamnat că a predicat lung. El ar trebui lăudat. Pavel a fost un om care a avut o slujire extrem de dureroasă, aș vrea să vă zic. Doar ultimele trei misiuni în care a fost el, în Listra zice Biblia că e împroșcat cu pietre, în Filipii întemnițat, în Efes aproape linșat într-o răscoală și ajunge în Troa și zice, arătați-mă amvonul, că Dumnezeu m-a trimis cu un mesaj la voi. Ori dacă aș fi fost eu în locul lui Pavel, aș fi zis, fraților, acum știu că m-ați chemat, dar lăsați-mă să mă duc să mă recuperez, poate undeva într-un concediu să mă liniștesc. Dar Pavel nu. Pavel zice, e vremea ca Dumnezeu să vă vorbească, are Dumnezeu un mesaj prin mine pentru voi. Nu era atunci radio. Nu era atunci predici scrise, predici video, predici audio, biserica era la început. Era nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și Pavel a fost gata, Doamne, sunt gata să mă sacrific. Acest text a fost o încurajare pentru mine de multe ori, mai ales la începutul slujirii mele ca predicator. Vedeam desigur că unii frați în biserică mi-a țipesc și mă gândeam în mintea mea, Doamne, dacă la predica lui Pavel a dormit câte unul, de ce să mă supăr dacă mi-a dormit la și la predica mea? Oare ce s-a întâmplat în seara aceea în Troa? Am vrea să vă spun ce. Eutich, un tânăr deosebit, o vine la biserică, așa cum sunteți și voi în seara asta. O vine la biserică și era aglomerat, cum e și seara asta aglomerat la dumneavoastră. Și mai era doar un singur loc. Unde să se pună? În locul care era liber. Era undeva pe un geam, adică o fereastră, o gaură în perete. Și Eutich alege să vină la biserică, deși putea să meargă în atâtea locuri. Și vine la biserică și vede că e plin. Unde să stau? Nu zic nicăieri, doar un loc. O zis el. Mă pun acolo, dar știi ce fel de loc era locul acela? Era un loc incomod și periculos. Care dintre dumneavoastră ați sta în seara aceasta într-un loc incomod și periculos să ascultați predica? Prea puțin, așa e. Deci, frații, de multe ori zic, dacă stați în picioare o să aveți răsplată. Mă amintesc că eram odată într-o biserică și înainte să înceapă predica, cel de la amvon văzând că unii care stau în picioare încep să meargă acasă pentru că n-au unde să stea, au spus, fraților, cei care stați în picioare o să aveți răsplată dublă. Atunci doi care erau în spatele meu, auzind asta, au zis, auzi ce a zis predicatorul? Atunci stăm până la sfârșit, au zis, și au stat. Nu știu dacă o să fie răsplată dublă, dar știu că o să fie binecuvântați. Amin. O venit Eutich, tânărul ăsta la biserică și a stat acolo. La un moment dat, gândiți-vă, el, care probabil toată ziua muncise undeva pe câmp, nu cum avem noi, cu unelte, cu această tehnologie extraordinară, cu mâinile lui, cu puterea lui fizică. O venit poate la biserică 10-15 km pe jos. Poate era îngândurat, poate era îndrăgostit, poate era frământat, poate n-avea bani. O stat în biserică, lumânările care erau acolo, consumat oxigen, la un moment dat, zice Biblia, el a căzut jos și a murit. Și s-a întâmplat un dezastru în locul care te-ai așteptat cel mai puțin să se întâmple, în biserică.
Ai vreau să spun Biserică Poarta Cerului că acest text nu vrea să lămurească cine e vinovat, comunii Teutih. Că e vinovat Teutih, că e vinovat Pavel, că a predicat Pavel plictisitor. Nu asta vrea să spună textul. Ci textul vrea să ne învețe altceva. Textul vrea să ne arate ce face creștinul atunci când se întâmplă dezastre în viața lui. Atunci când vine suferință, atunci când se întâmplă lucruri la care te-ai așteptat cel mai puțin să se întâmple. Și chiar ție sau chiar la persoana la care te-ai așteptat cel mai puțin să se întâmple. Cu alte cuvinte, ce face creștinul în mijlocul dezastrului? Nu e nimic mai rău pentru predicator decât să întrerupă cineva predica. O, Doamne, și de câte ori am pățit eu să mă întrerupă cineva predica mea. Mă amintesc că eram odată undeva într-o biserică și era un copil în prima bancă care a început să plângă. A început să plângă și apoi a început să strige. Și apoi am început și eu să strig și mai tare. Eu l-am început să strige și mai tare, eu și mai tare. La un moment dat mă acoperea. Un frate care era în spate s-a ridicat în picioare și a spus: fraților, ori oprim copilul ăsta care plânge, o zis, ori oprim pe copilul ăla care predică. Pe la urmă s-a oprit copilul și am putut să predic. Așa e de rău să-ți întrerupă cineva predica ta câteodată. Să fii unul care are o tusă groaznică, să tot tușească, să fii unul care, la care poate e rău. Dar zice Biblia că în timpul predicii lui Pavel, cineva a murit. Acum să nu credeți dumneavoastră că atunci când s-a întâmplat acest dezastru, ei au stat așa de liniștiți cum stați dumneavoastră aici. Cu siguranță a fost acolo o reacție pe care noi ni le putem doar imagina. Era în biserica dintr-o, probabil, familia lui Euti, care au văzut că copilul lor, poate era singurul lor copil, a căzut jos și a murit. O venit la el, i-a luat pulsul, a spus, e mort. O mers la Pavel și a spus, auzi, domnul predicator, dar cum adică să ne facă Dumnezeu una ca asta nouă? Noi care slujim pe Dumnezeu, noi care cântăm în cor, noi care dăm zeciuială, noi care facem atâtea lucruri pentru Dumnezeu, chiar nouă să ne se întâmple? Erau acolo în biserică, probabil prietenul lui Euti, înmărmuriți, priveau cadavrul rece. Cu el am copilărit, acum e mort. Ce să mai zicem? Era în biserică, probabil, unii frați care sunt în fiecare biserică. Frați atunci când se întâmplă ceva rău cuiva, lasă că a făcut el ceva. Lasă că știu eu de ce a făcut. Mie niciodată nu m-a plăcut de el. Dumnezeu l-a pedepsit. Cu siguranță a zis așa despre el. Era în biserică, dintr-o, ca și în seara asta, unii veniți la evangelizare. Oameni, prieteni ai bisericii. Și au spus, oameni buni, dragi creștini, dacă asta se întâmplă creștinilor, dacă așa face Dumnezeu Tatăl cu voi, copiii lui, apoi ce mai vreți noi să urmăm pe acest Dumnezeu? Dacă e Pavel, o fi spus ei, dacă omul ăsta e un profet, dacă știe ce are să se întâmple în viitor, de ce nu râs copiii Dumnezeu? Nu, e logic doar. Erau acolo vecinii bisericii dintr-o, ieșit afară, au văzut ce s-a întâmplat și vedeți? Vedeți dacă v-ați pocăit și vă merg toate lucrurile rău, vedeți ce se întâmplă. Și fiecare striga în felul lui, bai vine Eutich, bai devine Pavel că predica prea lung, bai devine familia lui că nu l-a crescut bine. Și vine Pavel și strigă în felul următor, peste glasul tuturor, strigă Pavel în felul următor, nu vă tulburați. Nu vă tulburați. Stimați creștini, zice Pavel, păstrați-vă pacea. E o situație gravă, extraordinar de groaznic ce s-a întâmplat. Dar nu vă tulburați. Pentru că aș vrea să vă învățăm în primul rând în această seară că creștinul în mijlocul dezastrului, în primul rând, își păstrează pacea indiferent de gravitatea situației. Nu vă tulburați, zice Pavel. Voi aveți în inimile voastre pacea lui Dumnezeu. Aveți pacea Domnului în inimile. Nu vă tulburați! O, eram copil, mă gândeam în mintea mea de fiecare dată când salutam cu acest salut la biserică, pacea Domnului. Doamne, n-am putea și noi să avem un alt salut. Parcă nu mă simțeam comod să salutăm cu salutul ăsta. Parcă toți se uită la tine, te duci undeva și vezi un frate, pacea Domnului, se uită toți la tine, toți 50. Mă gândeam în mintea mea, Doamne, n-am putea să schimbăm salutul ăsta. Până când am înțeles un lucru extraordinar, știți ce? Că în mijlocul unei lumi tulburi, în mijlocul unei lumi pline de suferință și de dezastre, tu, omule, care ești copilul lui Dumnezeu, ai ceva în inima ta, știi ce? Pacea lui Dumnezeu, glorie Lui. Ți-a dat Dumnezeu în inima ta pacea Lui, ca să poți să ai pace în mijlocul furtunii, în mijlocul necazului, să simți că Dumnezeu e cu tine. Pacea Domnului. Eram odată undeva lângă Cluj, a venit după predică o soră, m-a zis în felul următor, frate, m-a zis, am crescut un copil până în adolescență, până el s-a luat și a plecat. Nu mai vreau să știu nimic nici de mine, nici de Dumnezeu. După ani de zile mi-a dat un telefon și a spus, mamă, ai vrea să spun că te-am sunat astăzi să zic că m-am întâlnit cu Dumnezeu și am făcut un legământ în apa botezului. Dar mamă, a zis el, te-am sunat mai mult ca să te pot saluta pentru prima dată cu acest salut extraordinar, cu sinceritate. Pacea Domnului. Acum simt în inima mea pacea lui Dumnezeu. Un adevărat creștin, în primul rând, are în inima lui, în mijlocul problemelor, în mijlocul suferinței, pacea lui Dumnezeu.
Iisus Hristos, trimițându-și ucenicii, spune, în orice casă veți intra. Primul lucru pe care o să-l faceți, ce să faceți? Să spuneți pacea lui Dumnezeu să fie peste casa aceasta. Extraordinar. Nu vine cuvântare materială, aia vine apoi. Dar mai întâi să fie pacea lui Dumnezeu peste voi. Proverbe, capitolul 17, cu versetul 1, spune felul următor. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Adică dacă ar trebui să renunți la atât de multe lucruri în viața ta, în casa ta, să renunți la mașină, la confort, să renunți la un salar bun, la o slujbă bună, dar să-ți păstrezi pacea, nu renunța la pace, renunți la toate celelalte. Mi-a trecut atârnă de voi, zice Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii. Hristos le-a zis ucenicilor, eu am să plec, dar vă las ceva. Parcă și vă pe Petru. Cum, Doamne, să pleci? De 3 ani jumate vin cu tine, n-am mai pescuit, afacerea s-a terminat. Vrei să pleci? Dar ce vrei să ne lași? Ai vreo pungă de bani pe care ai pregătit-o tu, ceva economii de zile grele, de pe timp de criză? Ce vrei să ne lași? Și ce a zis Hristos? Vă las un singur lucru. Vă las pacea mea. Cât de importantă e pacea pentru noi? În mijlocul dezastrului, tu, omule, care vine seara asta la poarta cerului, ai pacea lui Dumnezeu. Acum, e ușor de zis, e greu de făcut. Atunci când nu cauți să-ți păstrezi pacea, apar îngrijorările. Atunci apare lipsa de somn, insomnia, nu mai poți dormi, vezi, am probleme. Atunci când nu cauți să-ți păstrezi pacea, apare stresul, apare mânia, apare proșurile la masă, vezi? Dacă tu ai spus să facem așa și așa am făcut, uite acum unde am ajuns. Tu cu metodele tale, tu cu biserica ta, tu cu sfaturile tale, tu cu familia ta, atunci apare mânia, apare separarea, atunci apare neînțelegerile, apare cearta, apar divizările. Când nu cauți să-ți păstrezi pacea, atunci apar toate aceste probleme. Dar Hristos a zis, păstrați-vă pacea. Cum să ne păstrăm pace? Într-o lume plină de război și de suferință, cum? Zice Hristos în Ioan capitolul 14, cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Punct. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Poți să-ți păstrezi pacea ta, omule, știi cum? Prin credință. Al șaselea simț. Atunci când nu mai poți să vezi, când nu mai poți să simți, când nu mai poți să auzi, când nu mai poți să faci nimic altceva, tu ai ceva în plus care ți l-a dat Dumnezeu. Poți să crezi. Să crezi că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu extraordinar. Știi ce să crezi? Să crezi că Dumnezeu deține controlul, indiferent cât de mare ar fi problema ta. Mergând prin țara aceasta, am văzut cum își construiesc oamenii casele lor. Există așa un stil interesant, un șablon care se repet. Au un gard sau o poartă mare, în caz dacă vrea cineva să le jefuiască casa, să aibă ce sări. Pe poartă scrie deja, atențiune, câine rău, dar e rău. Dacă cumva trece hoțul și de poartă și de câine, are alarmă. Dacă cumva reușește să fenteze alarma, are el poate în casă o armă. Și oamenii tot nu pot dormi și n-au pace. Dar am găsit un verset în Psalmul 4 cu 8 care zice în felul următor. Zicea psalmistul, în urmă cu 1000 de ani, eu mă culc și adorm în pace. De ce? Că am termopan bun la casa mea și niciun zgomot n-au niciodată. Eu mă culc și adorm în pace, zice psalmistul, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmistul zice în felul următor, Doamne Dumnezeule, am pace în inima mea, că știu că Tu deții controlul. Nimic din ce rău, nimic din răul care se întâmplă în lume, nu mi se întâmplă dacă Tu nu vrei să se întâmple. Tu, Dumnezeule, ești un Dumnezeu care deține controlul, zice psalmistul. Pilat avea în fața lui un om, era un om deosebit, era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Pilat zice, auzi Hristos, uite-te la mine. Nu știi că eu, împăratul Pilat, am putere să-ți dau drumul. Și tot eu, zice, am putere să te răstignesc. Și parcă Pilat s-aștepta ca Hristos să fie intimidat, dar Hristos îl privește înapoi în ochi și zice, auzi, împărate Pilat, tu n-ai avea nicio putere dacă nu s-ar fi dat de unde? De sus. Cu alte cuvinte, Hristos zice un lucru extraordinar, auzi, împărate Pilat, tu crezi că tu, împăratul Pilat, ești în control, tu deții controlul. Dar în control nu e un alt, nu-i împăratul Pilat, zice Hristos. În control este un alt împărat. Cine? Este împăratul Universului, Dumnezeu, este Tatăl meu, zice Hristos. O, împărate Pilat, tu ești un împărat care trăiește 10, 20, 30 de ani și tot ce se scrie despre tine va fi ars într-o zi. Dar adevăratul împărat al acestei lumi este Dumnezeul Universului care a creat fiecare lucru. El deține controlul, nu tu.
Tu ești un om care într-o zi o să piară, dar Dumnezeu meu, Tatăl meu, zice Hristos, e un Tată veșnic, e un Împărat veșnic, e un Împărat atot puternic. Știi tu, omule, că Dumnezeul tău e Cel care deține controlul. Nimic rău nu ți se întâmplă fără ca El să știe. Îmi place așa de mult acea poveste despre acea femeie, mamă îndurerată, care abia și-a mormântat singurul ei copil. A venit la acel pastor și a întrebat, auzi, domnule pastor, dacă tu spui că există Dumnezeu, unde era Dumnezeu atunci când ieri mi-am mormântat singurul meu copil? Și îmi place așa de mult răspunsul acestui pastor, auzi, femeie, a zis el, Dumnezeu era acolo unde era când a murit și copilul lui. Știi unde? La cârma Universului. La cârma Universului. Poate veniți în seara asta la poarta celui și te întrebi, unde e Dumnezeu acum când sufăr? Unde e Dumnezeu când n-am bani și trec prin boală? Unde e Dumnezeu când a mei nu sunt înțeleg? Unde e Dumnezeu când nu pot să-mi permit să trăiesc în Timișoara așa cum vreau să trăiesc? Unde e Dumnezeu? Știi unde e Dumnezeu? Acolo unde era și în urmă cu 2000 de ani, în acea seară de vineri, când murea fiul lui, la cârma Universului, El Cel care deține controlul, gloria Lui. Ai pace. Ai pace pentru că Dumnezeu, omule, are un scop. Nu degeaba te lasă Dumnezeu să treci pe acolo. Eram odată într-o biserică și omul de lângă mine se pregătea să iasă afară. Omul simțeam în mine jignit, parcă acum când urmează predica, el iese afară. După ce a trecut de mine, s-a plecat la ureche și a zis în felul omul, auzi frate Maru, zice, nu ți-e supăra că ies afară, dar chiar acum duminică mă duc cu soția mea la spital. Mergem la operație. Dar vreau să zic, o zis el în felul următor, când o să ajungem acolo, pe drum la spital și în spital, o să cântăm o cântare. E cântarea preferată a soției mele, care zice în felul următor, mă încred în Tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Orice ce s-ar întâmpla. Pentru că zicea el, eu știu că Dumnezeu are un scop. Știi tu că Dumnezeu are un scop, omule. Adevăratul creștin, în mijlocul problemelor, își păstrează pacea prin credință. Prin credința că Dumnezeu deține controlul și apoi prin credința că Dumnezeu are un scop. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, amin. Apoi aș mai vrea să învățăm un al doilea lucru de la Pavel. Problemele au un mod de a ne paraliza, atât fizic și spiritual. Atunci când ai probleme, nu mai poți să faci nimic. Nu mai poți să te rogi, nu mai poți să cânți, parcă nu mai poți să vii la biserică, parcă nu mai poți să mergi să faci o faptă bună, parcă nu mai poți nici să conduci, nu mai poți să dormi, nu mai poți să faci nimic. Atunci când privim la Pavel, vedem că el face exact opus. Versetul 10 zice în felul următor. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. În mijlocul suferinței, Pavel nu e omul care nu face, ci omul care face. Pentru că aș vrea să vă spun în al doilea rând din această seară, că în mijlocul problemelor, a doua lecție este aceasta. Creștinul își oferă ajutorul celor ce au nevoie de el. Pavel e omul care face. Ești creștin în seara asta, cu adevărat. Dacă în mijlocul problemelor în care ești tu, sau e cineva apropiat ție, tu ești omul care are mereu o mână întinsă. Există de multe ori în bisericile noastre că cineva are câte o problemă, și vine și ne zice în felul următor, auzi frate Marius, auzi soră, te rog să te rogi pentru mine. Și zice, extraordinar, cum să nu mă rog? Când? Marți? La ce oră? La 10? Atunci mă rog. Și vine parcă marți la ora 10 și tu în loc să te rogi, parcă ai uitat să-ți pui alarma și dormi. Și marți după examen te sună și zice, auzi frate Marius, îți mulțumesc că te-ai rugat pentru mine. În mod extraordinar m-a dat, făcut Dumnezeu minune și bine. Și tu mintea ta te gândești, dacă nici nu m-a rugat, s-a făcut Dumnezeu minune. Dacă mă și rugam, ce sunt? De multe ori vine cineva și zice, auzi, frate, am o cutare problemă, a rămas fără bani, soția mea e bolnavă, copilul meu nu are loc de muncă. Și nu știi ce le zice? Dumnezeu să lucreze. Dar nu înțelegem un lucru pe care Pavel l-a înțeles și ne învață și pe noi. Că Dumnezeu lucrează, dar știți cum? Prin mine. Prin dumneavoastră. În mijlocul dezastrului, în mijlocul suferinței, adevăratul creștin e cel care își întinde mâna. Omule, cu ce poți să-i ajut? După ce îi spui Dumnezeu să lucrezi, întreabă, dar ce pot să fac pentru tine? Poți să te duc undeva cu mașina, poți să mă rog pentru, poți să-ți dau ceva bani împrumut, trebuie să am grijă de copilul tău până să rezolvi o problemă. Omule, ce pot să fac pentru tine? Biserica din primul secol a înțeles asta. Pavel era în temniță predicatorul lor și ei stăteau și se rugau. Zice Iacov în capitolul 2, că dacă un frate sau o soră zgoi și îți lipsiți de hrana aceea de toate zilele și bate la ușa mea și eu le zic, mergeți în pace și încălziți-vă și săturați-vă și Domnul să lucreze, poate le și zic, de mâncare nu le dau și haine să pună pe ei nu le dau. Ce zice Iacov? Credința ta omului e moartă. Poți să pui o piatră funerară acolo să scrii numele tău pe ea, pentru că vie nu e. În America, la un moment dat, când America
avea valori spirituale mult mai înalte ca astăzi? Într-un oraș din America era un primar extrem de corect și un judecător extrem de corect și ei doi erau prieteni. Atunci acest primar, într-o zi, a fost rugat de judecător să vină să țină în locul lui să judece procesele, pentru că judecătorul urma să fie plecat câteva zile. Așa de mare încredere avea acest judecător în acest primar că a spus, poți să vii tu să judeci, că știu că ești un om drept. S-a întâmplat că la un proces a venit un om care a fost acuzat și arestat pentru furt. De ce ai furat? L-a întrebat omul acesta. Domnule primar, a zis el, am furat. Am furat pentru că copiii mei acasă murau de foame și n-am mai avut niciun ban. Loc de muncă nu mi-am găsit. Am furat ca să nu mor de foame. Atunci omul acesta, pentru că era un om drept, și ce a făcut? A spus, amenda ta e de $50. După ce și-a dat jos roba de judecător, și-a scos portofelul și a plătit amenda. Apoi s-a urcat din nou pe scaunul lui de judecător și a spus, și-a luat din nou haina lui de judecător. Și a zis, acum vă amendez pe toți cei care sunteți aici în tribunal, a zis, pentru că trăiți într-un oraș în care un om e nevoit să fure ca familia lui să nu-i moară de foame. Vă amendez pe toți pentru indiferență, câte $1, $2. Și-a strâns banii și-a dat acestui om sărac. Indiferența biserică a poartă cerului e un păcat pe care Dumnezeu îl va pedepsi. În mijlocul problemelor, în mijlocul necazului, fii omul care are o mână întinsă. Vedeți, de multe ori ne este așa de greu să ne întindem mâna, că nici măcar nu știm cum să ajutăm pe cel de lângă noi, așa-i. Câteodată pare că problemele sunt așa de mari, parcă situația așa de disperată, că nu știi cum să-l ajuți. Frate, m-aș duce să zic, dar nu știu ce să zic. M-aș duce să-l încurajez, dar nu știu cum, nu știu ce vorbe aș mai putea să zic, că eu n-am trecut pe unde trece el. Știi cum poți să fii un ajutor pentru cel de lângă tine? Observă dezastrele din viața lui. Nu închide ochii. Nu închide ochii în fața suferinței. Zice Biblia, dar Pavel a văzut. El a văzut că a fost cineva în biserică care a căzut jos. El nu e omul care închide ochii să nu vadă. Era adus într-o biserică, o biserică extrem de indiferentă, a venit într-o dimineață un om cu o pălărie pe cap. Atunci, repede, oamenii de ordine au venit și la el și au zis, domnule, nu se poate să veniți la noi în biserică cu pălărie pe cap, dumneavoastră. Atunci acest bărbat a zis în felul următor, domnule, nu din greșeală, a venit intenționat cu pălăria. Cum adică ați venit intenționat cu pălăria la noi în biserică și n-ați dat-o jos? Da, zice. Pentru că de 2 luni de zile vin aici și nu mă bagă nimeni seama. Nimeni nu mă întreabă dacă mi-e bine, dacă mi-e rău. Trupul lui Hristos, biserica, e un organism viu. Când pe cineva îl doare ceva, ne doare pe toți. Când cineva se bucură pentru ceva, ne bucurăm toți. Dumnezeu să ne ajute, amin. Observă dezastru. Întreabă-l, cum ești, omule? Nu-mi dau răspuns superficial. Spune-mi exact ce te doare, dar mai mult. În față să te cobori. Și bine, dar Pavel ce-a făcut? S-a coborât. Eu vreau să spun, nu s-a coborât doar de la amvon. S-a coborât în sinea lui, în Duhul lui, s-a smerit. Să-l ajute pe un anonim, pe Eutich. Nu era nimeni în biserică. Dar avea nevoie de ajutorul lui. Dacă vrei să ajuți pe cineva, în față să te smerești. Vedeți, preotul și levitul care au trecut pe lângă prăpastie, asta n-au știut să facă. Să se coboare, să lasă acordeonul, să lase harfa, să-și lase Biblia acolo, să coboare acolo jos în noroi, în prăpastie, să se mânjească de sânge, să elege rănile. N-au putut. O trecut sau Aliteanu pe acolo, care era un om coborât, smerit. Și-a trebuit el să se smerească și mai mult. În urmă cu ani de zile, eram încă în liceu, mergeam grăbit spre casă, ploua, și când plouă te grăbești, și mă grăbeam și eu. Am ajuns lângă o trecere de pietoni. Era un om în vârstă care încerca să treacă trecerea de pietoni. Se făcuse de 3 ori verde deja și nu reușise să treacă, așa de încet mergea. Mașinile roiau în el, pe lângă el în grabă. Când am ajuns pe acolo, un șofer grăbit și mânios a spus, auzi tinere, ia-l și tu-l. Eu în mintea mea mă gândeam atunci, chiar eu trebuie să trec pe aici acum. Am mers lângă și a spus, domnule, dați-mi mâna să vă ajut să treceți. Mi-a dat mâna și încet, încet am reușit și am trecut și am ajuns. S-a mai făcut încă de 2 ori verde și am trecut. Am ajuns după ce am trecut trecerea de pieton și acum eu vreau să mă duc în drumul meu mai departe, că ploua. Dar el nu vrea să-mi dea drumul. El mi-a zis în felul următor, auzi, nu ajut să mă duc până aici la colțul străzii. Aici stau și mă duc după cum vezi tare, încet, încet. Cu bucurie am zis eu. Oricum nu vrea să-mi dea drumul, așa că am pornit încet, încet. Am mers încet, încet, ca și un bunic cu nepotul lui.
Mergeam încet. Și parcă în acel moment îmi amintesc acum așa sentimentele care le aveam în mintea mea de licean. Parcă mi-era rușine să fac acest bine. Cine e omul acesta pe care nici nu-l cunosc? Și mă amintesc că Duhul lui Dumnezeu în acea clipă mi-a dus aminte de un verset pe care de atâtea ori l-am citit. Că la sfârșitul lumii va fi un tribunal ceresc în care împăratul cerurilor va face o despărțire. Pe unii va pune la dreapta, pe alții va pune la stânga. Și a spus Hristos împăratul că le va spune unora de la dreapta: adevărat, adevărat vă spun, va zice atunci, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, ce ori mai neînsemnați frații mei. Oamenii pe care ceilalți trec pe lângă ei, nu-i bagă în seamă, eu nu-i nimeni, de ce să-l ajut? Mi l-ați făcut? Mie împăratul Universului, mie mi l-ați făcut. În fratele de lângă tine, în sora de lângă tine, în tânărul ăla căzut, echipul lui Dumnezeu în el, ajută-l. Învață să te smerești. Vedeți, asta nu putea să facă bogatul și Lazar. Să culeagă fărmitorii dacă le vrea, zice, eu un sandwich nu-i fac niciodată. El cu ce mai rămâne pe jos. Dar asta știu să facă cei patru oameni care au dus pe slăbănoc. Nu contează cine suntem și Hristos nici nu spune cine erau ei. Patru oameni, ori prins fiecare de targă, îl duce la Iisus. Poate erau oameni bogați, poate erau săraci, poate erau cu școală, fără școală. Nu contează cine erau ei. Hai să-l duci la Iisus. Învață să te smerești. Învață să încurajezi. Zice Pavel în felul următor: sufletul e în el. Dar nu zice Luca că e mort. Luca e doctor. Oare nu știe doctorul când cineva e mort? Ba știe. Dar vine Pavel și vede acolo și zice: asta nu e mort. Sufletul lui este încă în el. Învață să încurajezi, omule. Nu vine la biserică și descuraja pe ceilalți. Ce problemă? Oh, problema asta e mare. Nu știu dacă se mai poate face ceva pentru tine. Și spune: omule, problema ta e groaznică, e foarte mare, dar Dumnezeu poate să facă ceva, aleluia. Că Dumnezeul nostru e Dumnezeu tot puternic, nu e Dumnezeu de buzunar. Dumnezeul nostru e împăratul Universului, glorie Lui, încurajează. Dar mai mult, oferă-ți ajutorul cu dragoste. Și Biblia că Pavel ce-a făcut? L-a luat în braț, nu e nimic că s-a murdărit el de sânge, nu e nimic că l-a văzut ceilalți. Cum? Marele apostol, marele om care a avut experiență cu Dumnezeu, el să se plece, în braț se-l iau, zice Pavel. Apoi vreau să învățăm un lucru și ultimul lucru în această seară. În predicatorii numai trei puncte au. Și este al treilea punct. Ce face creștinul în mijlocul dezastrului? Vreau să zic că în al treilea rând, creștinul în mijlocul dezastrului își continuă slujirea mai departe. Dacă Pavel se coboară de la amvon, știți unde se urcă înapoi? La amvon. Acum, cu sinceritate vă zic, biserică, poarta cerului, că dacă ar fi murit cineva la predica mea, nu știu dacă m-aș mai fi urcat vreodată la un amvon. Dar Pavel, de acolo se coboară, acolo se urcă. Și nu doar că se urcă acolo și spune punctul 3 și pleacă acasă. Și zice Biblia că am mai vorbit multă vreme. N-am de gând să vorbesc încă multă vreme în această seară, deci ne apropiem de final. Multă vreme a vorbit Pavel. Ca să ne vețe pe noi, după 2000 de ani, o lecție extraordinară. Că nu contează prin ce suferință treci. Dar contează ca în timpul suferinței și la finalul ei să ai și să găsești în tine putere să-ți continui slujirea. Doamne ajută-ne! De multe ori când nu ne iese bine câte o cântare, ce zici? No, eu niciodată nu o să mai cânt în biserica asta. Sau într-o altă biserică. Nu-ți iese bine câte o predică, poate nu-ți iese bine o slujire, te vă încurcați în față când ați vrut să cântați. Nu merg bine la repetiție, nu, niciodată mai fac. Ce Biblia că Pavel ne învață ceva după 2000 de ani? Continuați să slujiți. Doamne ajută-ne! Vedeți, Iosif, e omul care știu să slujească. Deși era în temniță, deși ajunge sclav, deși ajunge prizonier și chiar și când ajunge prim-ministru. El e omul care nu se oprește din slujit, chiar dacă a fost greu. Iov. A pierdut tot ce a avut omul ăsta. Și zice la un moment dat Iov în capitolul 6 că dacă ar fi cineva să-mi cântărească durerea mea, ar fi mai grea, zice Iov, ca tot niște pumări. Dar în capitolul 19 zice Iov, dar vreau să mă întâlnesc cu el. Și o să continui să slujesc. Iisus Hristos mergea singur înspre cruce și a spus, nu contează că singur mă duc cu crucea până acolo. Continuă să slujești. Continuă să slujești pentru că tu slujești de dragul lui Hristos, nu din alt motiv. Există atâtea motive să renunți la slujirea ta și doar unul singur să mai slujești. Pentru Hristos. Pentru Hristos. Eu vreau să închei predicamentul în această seară cu o poezie. Asta e o poezie scrisă de un om care a trecut prin multe suferințe, Traian Dors. Această poezie reflectă un adevăr extraordinar din viața creștinilor și din viața fiecărui om
care vrea să fie un creștin adevărat, chiar dacă ar fi să îndur din greu, chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lanțuri și suspine, ajută-mi, Dumnezeul meu, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să zac flămând, bonav uitat, la uși străine, lovit și alungat nici când, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce am mai avut mai drag pe lume, sărac și gol de-aș rămânea, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis că nu pot să mă las de tine. Iar pentru toate acestea sus, tot ce-mi doresc eu de la tine e ca să văd atunci, Iisus, că nici tu nu te lași de mine. Oare cine poate să te despărțească pe tine, omule, de dragostea lui Hristos? Ce suferință, ce haină, ce salariu mic, ce pensie mică, ce loc de muncă, ce gând, ce păcat. Vreau să spun că în seara aceasta avem un Dumnezeu care poate să schimbe rău în bine. Amin? Eutico a murit. Un mare dezastru la noi în biserică a zis toți. Acest dezastru, știți ce a făcut Dumnezeu cu el? L-a făcut într-o minune, că asta știe să facă Dumnezeu cel mai bine. Să ia lucrurile rele din viața ta și să le transforme în lucruri bune. Și să stai să te gândești, mai bine a fost că s-a întâmplat așa, că Dumnezeu știe să schimbe rău în bine. Aleluia. A vrea să spun că în seara aceasta Dumnezeu să schimbe rău în bine la câteva persoane de aici. Amin. Ați venit în seara asta cu povara problemelor dumneavoastră, dar Dumnezeul nostru e Dumnezeu care schimbă rău în bine. Dar vreau să închei cu cea mai mare povară dintre toate. Știți care e povara asta? E povara păcatului. Nici o sărăcie, nici o stare de a fi flămând, de a fi sărac, nu se compară cu povara păcatului. Mergeam în Oradea, în urmă cu câțiva ani de zile, spre un cer de rugăciune, m-a oprit un tânăr. Nu l-am văzut niciodată în viața lui până atunci și nici de atunci încolo. M-a oprit și a spus, auzi tinere, te grăbești? A spus, nu. Pot să stau de vorbă cu tine? A spus, da, nu l-am văzut niciodată până atunci și de atunci încolo. Auzi, a zis el, multă vreme am crezut că sunt om religios. Multă vreme cei din jurul meu credeau că sunt om spiritual bine. Dar am în inima mea păcate, pe care numai eu și Dumnezeu le știu. Și aș vrea să ți le zic. Te-am văzut undeva la biserică și vreau să mă mărturisesc ție. Am stat acolo pe acea străduță întunecată în Oradea și am început să-mi spună păcatele lui. După ce așa terminat, cu ochii în lacrimi, mi-au zis, ce să mai fac? Mă poate ierta Dumnezeu? Azi, omule, nu poți tu păcătui cât de mult poate ierta Dumnezeu. Dar ce să fac atunci? Azi, la 50 de metri mai încolo este o biserică. Du-te, intră în ea. Pleacă-ți genunchii și spune, o, Dumnezeu, eu știu că tu ai murit pentru mine într-o zi de vină. Iartă-mi păcatele mele. Nu l-am văzut nici până atunci și nici de atunci încolo. În urmă cu câteva luni de zile, după ce am predicat într-o biserică, într-o duminică dimineața, un om care a stat în biserică, două ori tot plâns, a venit la sfârșitul predicii în curte, m-a tras deoparte. Am crezut că s-a supărat ceva, că am zis ceva greșit. Vrea să mă întrebe ceva. Auzi, a zis el, tinere, tu crezi ce ai predicat? Zic, din toată inima mea. Tu crezi că Dumnezeu poate ierta păcatele? Da, cred, chiar și păcatele mele. Poate, poate Dumnezeu. Atunci el m-a tras mai adânc, mirosea alcool. Eu l-am zis în felul următor, auzi, tinere, am fost plecat în legiunea franceză, am făcut un lucru extraordinar de rele, groaznice. Nu mai pot dormi, încerc să mănec amarul în alcool și nu pot. Mă mai iartă Dumnezeu? Domnule, nu pot să păcătui cât poate ierta Dumnezeu. Dumnezeu iartă. Vreau ca în această seară să ne rugăm. Să ne rugăm ca povara pe care o ai tu în inima ta să-ți o ia Dumnezeu. Amin. Erau odată trei prieteni care aveau un prieten comun care a fost arestat. Unul dintre ei era croitor. Auzi, prietenii, au zis croitorul, eu am să-ți fac cel mai bun costum. Atunci când vei te duce la tribunal să fii îmbrăcat bine. Un alt prieten al lui era cel mai bun prieten al lui, era prietenul lui de viață, ca și frații erau. Atunci prietenii noștri au zis în felul următor, auzi, când te vei duce la tribunal, ia să vin cu tine până la ușa tribunalului, dar mai departe nu poți să mă duc. Atâta poți să te ajut. Dar al treilea lui prieten a venit la el și o să auzi, prietene, eu nu zici croitor, nu ți-a fost nici ca și un frate, dar eu sunt avocat. Eu pot să mă duc mai departe cu tine, pot să vin cu tine la tribunal și să te apăr. Fiecare om și fiecare din noastră care sunteți aici în seara asta, avem aceștia prieteni. Avem oameni din jurul nostru care ne pot dărui toate lucrurile materiale.
Atunci când vei muri, poate îți pot cumpăra un sicriu frumos, slujba frumoasă, cele mai bune laude, cel mai bun loc în cimitir. E familia noastră care va veni cu noi până la marginea gropii, dar mai departe nimeni. Dar există un prieten care poate să vină cu tine mai departe. Știți cine? Iisus Hristos. El va trece acest prag al morții, ușa morții. Te va lua de mână și te va duce în fața lui Dumnezeu și va spune: auzi, tată, acest om e scris în palmele mele, vreau să-l apăr înaintea ta, cu sângele meu am vărsat și m-a scăldat, el este curat. Vreau ca să ne rugăm în seara aceasta, vă invit să ridicați în picioare. Vreau ca să pleci capul și să te întrebi, așa cum stai, întreabă-te, ce povară ai tu în seara asta? Oare cu ce povară ai venit în seara asta la biserică? Ai venit și tu ca Eutih, cu problema ta, cu dezastrul tău? Ai venit cu problema ta mică sau mare? Să știi că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care poate să schimbe răul în bine, glorie Lui. Știu că în această seară, în Timișoara, aici în biserică, sunt niște oameni care au venit cu suferința lor. Vreau să spun, Dumnezeu știe să facă un lucru extrem de bine. Să ia suferința ta și să o prefacă în bine. Să ia sărăcia ta, perioada ta prin care treci de suferință, de durere, și să o prefacă în bine. Să facă o minune. Credeți în minuni? Credeți că Dumnezeu face lucruri supranaturale? Credeți că Dumnezeu face lucruri neobișnuite pentru noi? Pentru gloria Lui, dar și pentru binele tău? Credeți că Dumnezeu face minuni? Glorie Lui! Dar mai mult de toate, dacă ai venit în seara asta cu povara păcatului tău, ai vrea să știi că ea poate fi iertat. Nu trebuie să fii prieten. Poate ești din biserică. Poate de ani de zile te lupți cu un păcat. Te lupți cu o slăbiciune din viața ta. Poate ești un Eutih căzut din punct de vedere spiritual. Ceilalți n-au văzut că ai căzut, dar tu ai căzut. Oare nu crezi tu, omule, că Dumnezeu te poate ridica? Oare nu crezi tu că Dumnezeu te poate ridica? Gloria acestui Dumnezeu. O mă rog ca Dumnezeu să ridice prin Duhul Sfânt în aceste clipe. Oare nu simți tu că Dumnezeu te cercetează? Oare nu e Dumnezeul nostru un Dumnezeu care vrea binele tău? Vrea să-ți dea viață? Un Dumnezeu care a spus: de vor fi păcatele voastre roșii ca și cârmâzul, le voi face albe ca zăpada. A murit pentru tine, omule, pentru minciuna ta, pentru păcatul tău, pentru șelăciunea ta. A murit ca familia ta să aibă pace, ca tu să poți să fii salvat. În această seară aș vrea să ne rugăm. Așa cum stai, pleacă capul și cu glasul tău tare sau încet spune: Doamne Dumnezeule, am venit ca și eu Eutih, am venit dărâmat, Doamne, îți dărâmat jos. Nimeni nu mă poate ajuta decât Tu. Doamne, Tu știi că poți și ești un Dumnezeu care ridici. Ridică-mă seara asta. Așa cum stăm, haideți să intrăm cu toți în rugăciune, amin.